În fiecare an, la 5 august, Armata României sărbătorește Ziua Educației Fizice Militare. În urmă cu 91 de ani a fost promulgată Legea Educației Fizice Militare, care prevedea obligativitatea practicării educației fizice. Clubul sportiv al Armatei Steaua București a fost locul unde s-au format, dezvoltat și au adus glorie României o mulțime de sportivi celebri. Unul dintre aceștia este și campioana olimpică și multipla campioană europeană și mondială, Simona German, care acum a ajuns în brace haina militară. Cât de lucruri au în comun sportul de performanță și activitatea fizică militară? Așa cum personalul militar trebuie să fie, să facă față în situații de criză și trebuie să fie foarte bine din punct de vedere fizic și psihic, am învățat și noi de la ei să ne adaptăm în situații de criză. Și pe planșă eu, cât și ceilalți sportivi, suntem niște luptători și vrem să câștigăm în fața oricui. Cel mai greu moment pe planșă? Ce ți-aduce aminte așa? Un asalt, eram condusă cu 14-10 și am reușit în ultimile două minute să întorc scorul și să câștig. Ceea ce înseamnă că nu m-am dat bătută niciodată și am stat bine din punct de vedere fizic. Te gândeai vreodată că vei îmbrăca haina militară? Nu m-am gândit niciodată. Aici m-a adus viața, să spun așa. Ușor, ușor, prin performanțe, am reușit să îmbrac și această haină militară, de care sunt foarte mândră în ziua de azi.